Bună ziua! În primul rând, guvernul a luat decizia pentru declararea zilei de 13 august, zi de doliu național. Așadar, în memoria personalității celei care a fost Ana de România, guvernul a declarat 13 august 2016, zi de doliu național. În această zi, toate instituțiile, autoritățile publice, centrale și locale, vor arbora drapelul României în Bernă. Drapelul va fi arborat în Bernă și la sediile partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, instituțiilor de învățământ, instituțiilor de cultură și misiunilor diplomatice ale României, la punctele pentru trecerea frontierei, aeroporturi, porturi, gări și aerogări, precum și ca pavilion pe navele și ambarcațiunile care navighează sub pavilion românesc. Aceeași obligație revine și persoanelor fizice dacă arborează drapelul României la domiciliu de sau reședință. De asemenea, la recomandarea Guvernului, posturile naționale de radio și televiziune, precum și instituțiile de cultură, își vor adapta programul în mod corespunzător.